Am făcut o mică modificare la releul de protecție pentru minimă și maximă tensiune, în sensul că datele sunt memorate în EEPROM. Deci, cum așa, pus altul set, mi apare tensiunea minimă, de la 207 până la 190, așa am reglat eu, deci nu pot mai mult, sau mai puțin. Tensiunea maximă, minime 240, maxime 255, am pus între 5 și 10%, cam așa am pus eu, e cam pe aproape. Timpii, adică după ce se decupează releul, de la 0 la, de la 1 minut la, de la o secundă la 20 de secunde. În caz de tensiune mai mare sau mai mică, decuplează și se decuplează doar după ce citește tensiunea. După întârzirea citește tensiunea, dacă e ok de drum, dacă nu, mai așteaptă încă o dată. Cam asta e toată șmecheria.